o grămadă de femei își ascund trăsăturile frumoase sau anumite părți ale corpului sub tone de make-up sau alte cosmetice. Chiar mai rău, uneori refuză anumite ieșiri în societate din cauza imperfecțiunii pielii. Acnea, să-i spunem pe nume. Ești printre ele cumva? Problemele de acnee se suprapun cu problemele de ciclu, de foarte multe ori. Și ele, de cele mai multe ori, au o cauză comună. Dezechilibrele hormonale, susținute de un stil de viață dezordonat, și o alimentație nesănătoasă. Acnea este de fapt chiar un simptom al acestor dezechilibre, împreună cu alte semne, precum neregularitatea ciclului, balonare, dureri, irascibilitatea. Recunoști vreunul? Și toate își au rădăcina în alimentație și în stil de viață. Astfel că nu cremele sunt soluția pentru vindecare. Pielea este un organ cu funcție de detoxifiere, printre altele. Deci este de la sine înțeles că sănătatea interioară este oglindită la exterior de aspectul pielii și mai ales al tenului. Prin urmare, tot din interior trebuie să vină soluția. Modul în care te hrănești și alegerile pe care le faci vis-a-vis -vis de alimentație zi de zi contează cel mai mult când îți dorești să ai un rezultat eficient și pe termen lung. Ca să reușești, trebuie să te raportezi la cauzele reale ale acneei și ale problemelor de ciclu. Una dintre cele mai pregnante, sinceri și cronice cauze ale problemelor tenului și a pielii Astăzi provin din acumularea de bacterii, reziduri și candide la nivelul tractului digestiv. Ține minte, dacă ai luat în ultimii ani antibiotice sau contraceptive, ai consumat zahăr în mod constant, toate acestea au dus în timp la acumularea factorilor nocivi și la degradarea funcționării sistemului tău digestiv și deci adăunat și celorlalte organe, inclusiv pielii.